atacul la Gala Fight League de la Hunedoara. 8 luptători au urcat în ring la diferite categorii de greutate. Meciul mult așteptat de hunedoreni, cel dintre Gheorghe Ioniță, zis francezul, și Dănuț Nicolae, a fost unul plin de surprize. Fostul pugilist Dănuț Nicolae i-a predat un curs de box în stil clasic adversarului său mai greu cu 30 de kilograme. Luptătorul de kickbox, Ghiță Francezul, a fost învins la puncte, scor 2-1 pe reprize. La cei 42 de ani ai săi, Dănuț Nicolae a demonstrat că nu a uitat să lovească și a reușit să se țină bine pe picioare, punctând curat în timpul meciului. Conștient că îl poate învinge pe Nicolae doar prin KO, francezul a căutat lovitura decisivă și a reușit să-i despice arcada dreaptă a pugilistului. Ghiță Francezul, sosit la Gala Fight League după o luptă în piramidă, a recunoscut că nu a fost în cea mai bună formă pentru meciul cu Nicolae. E mai tehnic, da, Nicolae? Nu. N-am fost refăcut, pentru că am probleme cu piciorul, am primit lovituri de la un adevărat sportiv și n-am avut timp în 5 zile să merg de la un meci la altul. Dar uite acum îl provoc și cât de scurt de astăzi, în 2 săptămâni, 3 maxim, sper să simt o revanșă altfel. N-a fost un meci, a fost un meci relaxabil, numai că a avut kilogramele alea în plus și mă ținea și nu puteam să lupt. I-am vrut să-i dau o lecție, să vadă cum îi intră. El n-a fost zdruncinat niciodată. Acum l-am zdruncinat eu cu niște drepte, cu niște croșee. L-am mai zdruncinat un pic, l-am făcut să înțeleagă că el n-a luat pumn în toate meciurile astea. Gala Fight League a strâns în sala de sport constructorul peste 500 de hunedoreni.